Premieră națională la Teatrul Bulandra, în regia lui Teodor Cristian Popescu. Publicul a urmărit acțiunea Cu sufletul la gură, cunoscută drept piesa fără titlu. Aceasta este prima lucrare a lui Cehov, descoperită într-un seif la 20 de ani de la moartea dramaturgului. Dacă așa a zis, ce face? Piesa jucată în premieră pe scena Teatrului Bulandra explorează cu umor, cinism și sensibilitate relațiile complicate dintre oameni, dificultatea de a comunica unii cu alții, destinele ratate și realitățile diferite ale fiecăruia dintre noi. E ridicol! Pe vremea mea lumea nu se rușina. Când plângeai, plângeai. Când râdeai, râdeai. Vremuri trecute, vremuri prezente. Dar cui pasă? Un om care intră să vadă spectacolul, se poate regăsi într-unul din personaje. Ridică niște probleme și niște întrebări cu care ne confruntăm toți. Poți vedea că cineva acum 150 de ani s-a chinuit cu întrebările astea, arată că există un fir roșu așa care ne leagă cu toți înaintașii noștri. Am niște colegi fantastici, avem o echipă foarte frumoasă, care s-a sudat într-un fel minunat pe parcursul acestor repetiții, care a primit niște tineri în felul cel mai bun. Orice om care pleacă cu o întrebare sau cu un zâmbet pe buze e un câștig pentru noi. Spectacolul de la Bulandra împletește comedia, drama și atitudinea socială. Mai a observat cineva asta îngrozitor cu cal? Urie! 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 Mai bine ca niciodată așa să mă țină Dumnezeu. Asta, așa, eu mie de ori am vrut să trec să mă văd, să mă joc cu nepotul. Fiind o distribuție mare, e un genul de spectacol ușor diferit de o distribuție foarte, foarte mică, pentru că fiind mai mulți, sunt tot felul de energii pe scenă. Suntem, la un moment dat, suntem vreo 10-12 oameni pe scenă și e extraordinar, e extraordinar să fim mulți colegi împreună. De multe ori, cuvintele pot spune ceva, dar starea interioară a personajului sau o privire sau un gest poate trăda de fapt ce simte cu adevărat. Și asta mi se pare frumos la Cehov. E multă bucurie, multă plăcere provenită din mai multe surse. Odată textul, cum am lucrat, cum am repetat, cum mă înțeleg cu colegii mei, până acum am avut parte și de public foarte generos și atent. Următoarele reprezentații ale spectacolului sunt programate pe 24.